Sartre să închivi 6 final din FIFA 2015 cariera cu Chelsea. După câte observați, am o voce foarte, foarte nașpa pentru că sunt foarte răcit și scuzați că n-am mai filmat. În episodul ăsta o să mă auziți pe mine vorbind pe nas, dar nu-i nimic. Oricum, n-am mai filmat din cauza că am avut foarte multe, foarte multe teme, am avut și concursul, am avut și olimpiade și tot felul de rahaturi. Dar acum sunt pregătit să filmez și să vă aduc din nou conținutul pe care l-ați avut de obicei. Ok, hai Șaroi. Așa, hai odată că nu mai am chef să dau capul. Așa. Ok, începem. Bă! Nu mai vorbi tu, comentatorule. Da, mereu mă enervează. Mereu îl pun să vorbească când nu filmez, că am mai filmat, am mai încercat, nu, m-am mai jucat FIFA înainte, dar până când să filmez, când mi-am amintit, filmează, bă, că acum ai și tu timp. Și da. Deci mă jucam Seasons, deci, na. Începem meciul contra City la Atletico Madrid. Să sperăm că vom câștiga și probabil vom câștiga pentru că eu zic că suntem mai buni decât ei. Dar na, să vedem. Oh, ce pas pentru Eșaraui aici, dar Juanfran este pe fază. Ok. Eșaraui aici, batem pentru el. Eșaraui, Cahill, dar Moya e acolo. N-avem ce facem. Și când am fost cu Roma, parcă neapărat Moya sau cu Manchester City, nu mai știu, a jucat oricum contra Atletico Madrid. E un meci foarte mare, Atletico Madrid contra Chelsea, e în UEFA Champions League, deci trebuie să trecem de ei. Dar ăsta e doar turul. Deci returul o să fie acasă la noi. O să fie mult mai bine, pentru că o să avem și suporterii noștri frumoși acolo. Balotelli, o pasă pentru Lucas acolo, dar n-a putut să ajungă Lucas la ea, pentru că n-a, e mic. Mandzukic. Bă, fault? Pentru ei? Ah, bă. Bate Arda Turan. În cap aici tării, te rog. No. Ok, bravo, ce. Și nu uita, dacă apreciezi seria și îți place ce facem, dai un like la 70 de like-uri, episod nou. Când putem și noi să mai postăm, pentru că, după cum vedeți, eu sunt varză. Simbolul cred că e răcit, adică nu e răcit, dar să sperăm că n-ajunge și el ca mine. Dar, da. Ok, bravo Terry. Balotelli aici, îl întoarce pe Godin. Balotelli se duce către poartă. Balotelli trece. Oh, și... Ah, ce fault urât. Ăsta e de roșu, puii mei. Roșu! Ha! A luat roșu prostul. Doamne! Hazard să bată? El e? Nu, no, Fabregas. Bate tu Fabregas. Hazard, șut! Bă, și dacă nu intra la față de angol. Pentru că am mai văzut în foarte multe videoclipuri, pentru că n-ai cum să dai gol de acolo decât din noroc. Pentru că mingea n-are cum să ajungă în poartă, n-are timp să se dea curve sau să cadă așa frumos, deci e foarte aproape. Maier și Moya! Bă, ce apăr băiatul ăsta, bă! Ce sunt frumos ăla, Maier. Trebuie să dau un pic mai tare, dar n-are nimic. Moya aproape că scăpase mingea din mâini. Mai era aici pentru Hazard și mai joacă foarte bine, îmi place de el. Toate meciurile a jucat bine. Mie mi se pare un jucător foarte bun în FIFA și în realitate, joacă foarte bine. Dar na, Fabregas aici pentru Hazard. Hazard pentru Eșaraui. Terry, oh fuck. Terry, ce pui mei. Wow. Mandzukic aici, pierde mingea, bravo Hazard. Hazard muncește foarte mult. Dar na, trebuie să muncească pentru a-și păstra locul în echipă. Pentru că dacă nu muncește, îl înlocuiesc. Dar nu o să-l înlocuiesc, e Hazard, ce naiba.
Dar, da, dacă e într-o formă proastă, normal că îl înlocuiești, pentru că n-ai ce face, nu pierzi. Chiar că e Hazard, poate fi și Ronaldo. Dar, na, ăștia, Ronaldo, ce naiba. Sau Hazard, nu, joacă foarte bine. Ok, Maier, Kershawi, du-te, mă. Se oprește aici, el Sharawi, pasează către Balotelli. Balotelli trece, trece și aici. Balotelli, golazo, mă, băiatule, mă. 1-0 contra cei de la Atletico Madrid. Era să zic Atletico Bilbao, doamne. Ce frumos a finalizat Balotelli și ce frumos a driblat. Balotelli, unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, o să crească foarte, foarte bine. Și o să îl vindem până la urmă. O să căutăm și Hidden Gems. O să... poate o să cumpărăm chestia aia de la EA Sports, să ne dea un jucător extraordinar de bun, scout-ul. Un jucător care o să facă 91 sau chestii de-astea. Deci e o chestie, chestie pe care poți să o cumperi, nu cu bani adevărați, cu chestiile aia de la EA Sports. Și eu am chestii de alea, adică toată lumea are dacă joacă. Și putem să o luăm. Și cred că o să putem. Adică, da. Nu e rău să cumperi. Ok, este 1-0 la pauză. Am jucat foarte, foarte bine. Și o să începem aici în forță. El și Araui o să pornească aici. Îi uimește pe Atletico Madrid, El Sharawi și Moia apără. Bă, dar e foarte bun Moia asta în FIFA. Da, da, noi îl avem în poartă pe Courtois totuși. Mie îmi face câteodată niște bug-uri Courtois, dar câteodată este foarte, foarte bun. Deci, îmi apără de cele mai multe ori, dar câteodată se prostește, nu știu ce naiba are. Lucas, într-o formă nu prea bună, nu prea l-am văzut pe teren. Dar să sperăm că își revine. Ok, o să schimbăm câțiva jucători aici. O să iasă El Sharawi. Și o să intre Diego Costa. Balotelli va intra aici. Da. Oscar va intra în locul lui... Nu, nu, nu. Salah în locul lui... În locul lui Hazard. Hazard aici. Doamna, Salah aici. Fabrica să rămâne acolo. Și să-l băgăm pe Oscar. Nu, o lăsăm pe Maier și îl băgăm pe ăsta aici. Nu, o să-l băgăm și pe Remi în locul lui Lucas, pentru că nu-mi place cu Lucas. Ok. Să scoatem mingea aici în afară, dacă putem. Pentru că... ah, ok. Aspinicota recuperează. Balotelli, da aici, o pasă și se duce. Balotelli pornește. Balotelli și... fuck! Bă, dar nu știu de ce mă duc așa în colț după dau ca idiotul. Da, asta e, îl avem pe Diego Costa pe teren. Sigur va da niște goluri, să sperăm. O să-l bag și în anumite meciuri pe Costa titular, dar deocamdată nu simt că e nevoie. Balotelli ne-a făcut o treabă foarte, foarte bună. Dar probabil o să-l băgăm și în locul lui Hazard, nu știu. Am zis probabil, nu neapărat. Aspilicueta aici pentru Maier. Costa, o pas pentru Remi. Remi, ce rapid e Remi. Pasează către Costa. Costa driblează și Costa, Costa, bă! Penalti! O, oh, doamne ăștia! Nu știu, mă rog, dar a fost penalti când m-a încurcat ăla, când trebuia să dau șuși de dau gol. Balotelli e cel mai bun pentru a bate acesta, acest penalti. Da, să da, e cel mai bun. Balotelli, stânga sus, bine, mă. 2-0, Balotelli a dat dubla și Costa a obținut penaltiul. Cred că merită și Costa să aibă un rating bun. O să dăm un gol cu el, probabil, aș vrea. Ne-am băgat pe attacking, pentru că vrem să facem diferența asta cât mai mare. Suntem acasă la ei și e deja 2-0. Costa recuperează mingea aici, Maier, Maier, ce viteză ai acolo! Maier! Golazo! Primul gol al lui Maier în UEFA Champions League și cred că și primul gol al lui, nu mai știu. Dar ce gol frumos, uitați aici, pe lângă portar frumos.
Dar ce dribling a făcut acolo, i-a luat pe contrapie. Este 3 la 0 și minutul 66 de-abia și e foarte, foarte bine, zic eu. Ok, la minge este Arda Turan. Arda Turan pasează către Koke. Koke, oh, ce bine a driblat acolo. Koke pierde. Nu, n-a pierdut. Juan Fran. Centrează, oh, Mandzukic, ce cap. Când e vorba de jocul aerian, Mandzukic rupe. Remi aici, ajunge mingea aceasta și încearcă să-l întoarcă acolo pe Siqueira, dar n-a putut. Siqueira, da. Așa. Azpilicueta bate aici. Nu acolo. Dar mă rog, e bine. Salah, un șut destul de slăbuț. Și Moya n-a mai putut să ajungă acea minge. Batem aici pentru Remi. Remi driblează aici și a vrut să centreze. Cer să fac bug-ul ăla de la Ovi, dar nu pot. Am reușit în online și e foarte, foarte ajutător, dar cu calculator nu prea mi iese, nu știu de ce. Remi, ce dribbling acolo, Remi și... Oh, Remi, ce șut frumos. Ok, e out. Cred că e corner. Azpilicueta pentru Salah. Salah! Fuck, slăbuțul, șutul. Dar, nu știu, Salah nu prea are șuturile bune. Sau am dat eu prost cu el acum. Hai mă, bate Moya. Trageți de timp când e 3-0 pentru noi, pe bune. Dar, avem practic calificarea asigurată aici. Pentru că e 3-0 acasă la ei. Deci, e foarte, foarte bine. Oh, Griezmann! Încă ba... No, Miranda a dat gol cu capul. Bă, era ghinionista că nu dădea gol. Un gol frumos, pot să zic, l-au meritat. Pentru că dăduseră încă o bară atunci. Nu știu ce să bucur așa. Din 3 la 1. Dar Griezmann, ce cap acolo și vine Miranda. Și dă cu capul. Un gol simplu, dar lucrat. Mai e rău. Bă, țară că a făcut Suarez. Mario Suarez, mă, că nu Suarez. Suarez câți ani are? Puteți să-l luăm? E foarte bun. Adică mie îmi place de el. FIFA. Și în realitate e foarte, foarte bun. Ok, o centrare. Nu mai da centrări, mă. Că sunteți foarte bun la cap. Du-te, Diego Costa. Pasează către Remi. Ce pui, mei? Remi pasează către Diego Costa. Diego Costa pasează către Maier, Maier, golazo! Cream că nu dă gol. Dar un gol foarte frumos, are dubla Maier. Și Balotelli și Maier au dat dubla. O pasă foarte frumoasă a lui Diego Costa acolo. Diego Costa nu prea dă pase de obicei în realitate, dar... Da, acum că-l controlez eu, trebuie să dea și pase. Maier dubla. Deci v-am spus, mie îmi place foarte, foarte mult de Maier. L-am văzut în toate meciurile pe teren, făcând ceva. Deci, ceva ajutător. Nu ceva tumpit. E 4-1. Balotelli recuperează aici. Maier și se termină meciul. Poate mai puteam să dăm un gol, dar nu mai contează. 4-1, Maier, omul meciului, 9,6 overall, Costa 9,3 și el a venit de pe banca de rezerve. Deci vă dați seama, Costa 9,3, Balotelli 9,0, adică 9 și Maier 9,6, adică rotunjit e 10. Deci vă dați seama. Un meci extraordinar. PSG au bătut pe Bayern cu 2-1. Ok, eu am fost Kiwi, sper că ți-a plăcut episodul ăsta. Dacă ți-a plăcut, dă un like la 70 de like-uri, episod nou. Pa, pa.